Bună dimineața, prieteni! Am fost la antrenament deja, am avut o oră de grup și am comenzi pentru pachetul de cărți pe care l-am lansat. Am să sun acum să-mi valideze comenzile și am să le pun la poștă. Unde să le trimit? Da. Vă mulțumesc frumos, la revedere și o zi frumoasă! La revedere! Pentru puțin! Bun, prima. Bună ziua. Ani. Numele meu este Dorobăz Doru. Vă sup. Da, ce onoare. Nu vine să cred. Nu vine să cred că sunt sunat încă euforică. Mă bucur atunci. Mă bucur și aștept un, feedback de la dumneavoastră în momentul în care primiți materialele. Să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Da. Ok, cea de-a doua comandă este validată. Alo? Bună ziua! Păi, faci ceva ca să se schimbe sau doar spui? Da, nu, fac ceva ca să se schimbe. Eu fac jogging, are vreo 10 km, doar wow. Ok, pentru astăzi avem 4 comenzi. La una dintre ele nu am numărul de telefon, nu am vrut să-mi lase persoana respectivă, dar am adresa de mail. Persoana respectivă o cunosc, mi-a mai cumpărat, de fapt mi-a achiziționat prima mea carte schimbare prin mișcare, își dorea doar partea a doua în format electronic. Bun, să-i dăm drumul la treabă, deja îmi vin adresele unde trebuie să livrez comenzile, am să le completez și mă duc să le pun la poștă. A reușit să ridic masa. Dar am înțeles acum de la el că mai vrea să ia și o oglindă. Trebuie mers acum să luăm oglinda. Habar n-am unde să o băgăm. Super, super ca lumea. Am reușit să plecăm până la urmă, n-am mai luat oglindă că nu încăpea. Dar s-a gândit că n-ar strica. Cineva mă claxonează? S-a gândit că n-ar strica să ne oprim și la un centru de covoare. Ai găsit covoare? Cred că da. Crezi? Nu știi cam câte vizite ți-ar mai trebui ca să-ți dai seama dacă ai găsit sau... Încă una, că măsor exact ce am găsit să văd cum intră. Putem pleca. Mai trebuie să mergem undeva? Nu. Bă, sigur? Sigur. A trecut ploaia, e super ca lumea, merg la sală. Super, super plăcut. Numai ca lumea de făcut antrenament în aer liber. Urmăresc un tip norvegian stabilit prin Monaco, o skier, ceva de genul acesta, și mă uitam, fac efectiv antrenament în stradă, în Monaco. Bine, strada fiind faleza. Deci nu mai au figuri, nu mai... Pe dragă Doamne să țină la statut. Dacă vrei să faci antrenament, fără scuze. 4 times 7 minute workout. Yes. Rămâne același număr de... Ba nu! Asta îl facem pe intervale de timp.
cum trece nivelul său, dar lucrăm câte 30 de secunde, da? Ok, începem cu genul și cu lovitură. Pot apăca să vorbim, da? Maxim. Nu copii, trei, doi, unu și start, hai! Știi cineva să cânte cu ăsta? Păi cum am să cântă? Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Câți ani faci? 12 ani? Ce înălțime ai? Ai mai mult, Beni. Și câte kilograme? 95. Ai acum, de la 100, da? Am zis fără sucuri. Ducem la Vero, pentru că ne-a invitat la Gogo și o tradiție deja, am înțeles chestia a doua oară. O mare parte dintre ei au mai fost odată și după cum vedeți, se duc în număr cât mai mare. Sunt tare curios să văd ce au gogoșile astea de sunt așa populare. Ai ceva de spus? După ce stingi camera. Și bineînțeles că ne uitam la meci. Și bineînțeles că stresul nu te lasă să te uiți, să te relaxezi cum trebuie la meci. Și în fiecare seară când este foarte, foarte cald și nu e o piscină foarte cine știe ce, dar e foarte ca lumea, o băliuță de asta de plastic mai mare în care să faci baie. Hai, te bagi în apă? Nu! Hai! Scădeai pe cameră! Foarte cald apa, jur, e foarte caldă. Nici măcar când intri prima dată nu simți să fie o senzație de aia așa. Încerca să notăm în băliuță. În ce? În băliuță. Ce este aia? Băliuța? Asta e, ce vezi tu? Nu, asta este o piscină gonflabilă. O băliuță mai mare. Nu este băliuță. De ce n-ai luat-o cu mâna? Pam-am!
pam, pam. Cred că aici ar merge Îmbrățișare. Hai, omoară-l tu. Hai, omoară pe Angelo. Ha, nu vrei să omor pe Angelo. De ce? Are fobie de paianjen, deci orice ar fi până la paianjen. Deci dacă vreau să scăp de ea din cameră, să mă uit la mesa, nu știu ce, inventez sau aduc un paianjen care trebuie să-l țin undeva și îl scot. Când vreau liniște, scot paianjenul. În stare să dea orice, numai să nu existe paianjen în acest loc. Play with your kid, play with your